mulțumim, Doamne, au rog, pentru că pe primul rând, vă spun, a avut curajul și puterea să ne transmită și nouă. Ceea ce, sigur, de multe ori ne lipsește, fie că suntem în biserică sau pe scene, curajul. Mulțumim și sperăm ca și la Viena să putem să ne ridicăm la un nivel frumos, să facem cinste orașului, așa cum doamna Aura și toți face cinste orașului. Vă mulțumim din suflet pentru că ați fost împreună cu noi în această seară. Noi vă dorim de teamă să aveți un Crăciun frumos, un Crăciun fericit, sărbători cu pași, cu liniște, cu bunăstare, cu bunătate.